Bine, m-am găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune de sănătate. Astăzi o avem alături de noi pe președinta Casei Județene de Asigurări de Sănătate, doamna Mihaela Curta, și vom vorbi despre noile servicii medicale pentru neasigurați. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit și vă mulțumesc mult pentru invitație. De curând, pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au fost publicate câteva precizări vis-a-vis de accesul pacienților neasigurați la investigații în vederea depistării cazurilor oncologice. Vorbiți-ne puțin mai pe larg despre ce ar trebui să știe telespectatorii noștri vis-a-vis de acest program și care sunt pașii pentru a putea beneficia de aceste servicii. Sigur, fiind vorba de acest plan pentru combaterea și prevenirea cancerului în România, evident că implementarea lui la nivel național și la nivelul județului nostru presupune o creștere a accesului la acest tip de servicii, atât pentru persoanele asigurate, cât și pentru persoanele neasigurate. Cu mențiunea, bineînțeles, că toate aceste servicii care sunt acordate persoanelor neasigurate nu sunt suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, din contribuția persoanelor care contribuie la constituirea fondului, ele sunt suportate de către Ministerul Sănătății prin transferuri în bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Deci, acest pachet cuprinde mai multe tipuri de servicii. Odată e vorba de servicii de prevenție, servicii de depistare și confirmare a unei afecțiuni oncologice pentru o persoană care nu are o calitate de asigurat. Și mai întâi aș vorbi despre partea de prevenție. Marea majoritate a serviciilor de prevenție sunt acordate conform pachetului de servicii prin cabinetul medicului de familie. Fiind acordate prin cabinetul medicului de familie, este obligatoriu ca persoana neasigurată să se înscrie pe lista unui medic de familie. Lista unui medic de familie este compusă din două categorii de persoane. Este vorba de o categorie de persoane care sunt persoane asigurate și care beneficiază de pachetul de bază și persoane neasigurate înscrise pe lista medicului de familie care pot să beneficieze de acel tip de servicii care sunt stabilite în cadrul normativ pentru această categorie de beneficiari. În ceea ce, deci după ce primul pas ar fi acesta, să fie înscris la un medic de familie. Dacă a fost înscris cândva, când a avut o calitate de asigurat care între timp a pierdut-o, poate să se înscrie la același medic sau se poate înscrie la orice alt medic de familie în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate de pe area județului nostru. Pasul 2. Se programează și se prezintă la consultația de prevenție a medicului respectiv, care, în funcție de categoria de vârstă, pot să-i acorde aceste servicii medicale de prevenție. Și anume, e vorba de două consultații pe an pentru persoanele cuprinse între 18 și 39 de ani, până la trei consultații pe an pentru persoanele peste 40 de ani, dar care nu sunt în evidența medicului de familie cu vreo boală cronică confirmată, și cea de-a treia situație, până la două consultații pe an pentru persoanele peste 40 de ani și care sunt în evidența medicului de familie cu o boală cronică, cu afecțiuni cronice confirmate. Aici înseamnă că poți să mergi pentru o consultație de prevenție aparent știindu-te sănătos, nu trebuie să ai ceva sau vreun rezultat de undeva. Pur și simplu soliciți chestia asta. Sigur, deci fiind vorba de consultații de prevenție, te poți adresa medicului de familie tocmai în ideea de a-ți testa starea de sănătate. Adică mergi la o consultație și în funcție de rezultatele acestei consultații poți să vezi cam în ce situație ești. Pentru că ce se urmărește de fapt? Se urmărește ca la nivelul cabinetului de familie, dacă există suspiciunea unei boli fără simptome, unei boli, funcție de evaluarea pe care o face medicul, el poate decide să trimită pacientul spre analize medicale de prevenție, care de asemenea sunt gratuite. E vorba de un pachet de analize și care
procedural sunt cuprinse într-un bilet de un tipizat cu regim special, care este destinat exact acestui tip de prevenție. Dar până acum, de exemplu, până la apariția acestor norme, pacienții neasigurați, persoanele neasigurate, beneficiau de un pachet anume la medicul de familie sau nu? Deci, persoanele neasigurate beneficiază de un pachet la medicul de familie, pentru că, tocmai în această idee, lista medicului de familie este compusă din două categorii de persoane. Dar aceste servicii erau cuprinse în pachetul de bază, în pachetul minimal de servicii. Iar Este ceva care a venit în plus, da, și de bun augur pentru toate persoanele de la noi din țară, indiferent de statutul lor de asigurat. Și este o stare de normalitate, având în vedere faptul că incidența bolilor cronice apare la vârste tot mai timpurii, și pentru starea de sănătate a populației de la noi din țară este important să existe și o astfel de posibilitate, indiferent de statutul de asigurat al persoanei sau nu. Da. Da. Eventual să ne spuneți ce mai trebuie să știe despre acest program. Dacă la oricare dintre consultații medicul consideră că există suspiciuni legate de o anumită afecțiune, după ce primește și rezultatul la analize, pentru că această evaluare presupune un pic de investigație, atunci el poate mai departe să trimită pacientul neasigurat mai departe. Aici este vorba în special și în particular, de fapt, doar de o suspiciune pentru o boală, un diagnostic oncologic. Și atunci, în condițiile în care există o astfel de suspiciune, atunci medicul de familie poate să trimită spre pacientul pe baza unui bilet de trimitere la un cabinet de specialitate, la alte investigații sau în un bilet de internare în spitalizare de zi. Cu mențiunea, bineînțeles, că acești pacienți trebuie să fie identificați prin biletul de trimitere pe care medicul îl completează. Este vorba de la categoria de asigurat, este asigurat, nu este asigurat, se bifează și este pacient alocat acelui spațiu în care este pacient cu suspiciune oncologică. Este o codificare SO, suspiciune oncologică, și pacient în cadrul PNCC. Asta înseamnă prescuterea de la Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului. Și el beneficiază practic de tratament după stabilirea, în cazul în care se stabilește un diagnostic, beneficiază de tratament, nu? Sigur, în momentul în care există un diagnostic oncologic confirmat, atunci statutul acestei persoane se schimbă. Pentru că, având nevoie de terapie și terapie specifică, atunci această persoană trece din categorie de neasigurat în categoria de asigurat, beneficiar al Programului Național de Oncologie, care îi asigură terapia specifică, asta înseamnă medicamente, radioterapie sau, mă rog, funcție de schema de tratament al intervenției chirurgicale, funcție de situația particulară a fiecărui caz în parte. În cazul județului nostru, care este incidența bolii oncologice? Cât avem foarte mulți pacienți oncologici sau nivelul țării? Deci, raportat la nivelul țării, nu aș putea să zicem că suntem în afara marjei specifice la nivel național. Din păcate, este și programul cu cea mai mare mobilitate. Pe măsură ce intră pacienți noi în program și ies pacienți din cadrul programului. Dar de la un an la altul, numărul de pacienți este mai mare. Niciodată nu am înregistrat o diminuare a numărului de pacienți, ci progresiv, de la un an la altul, numărul de pacienți cu astfel de diagnostic crește. De aceea, probabil că era și nevoie de un plan național de combatere și de prevenire și de tratare a acestor persoane.
probabil că ar fi nevoie și, vă cer părerea, dar niște programe de screening care să mobilizeze oarecum oamenii pe categorii de vârstă să-și facă anumite tipuri de investigații? Programele de screening în vederea depistării diagnosticului oncologic au existat și s-au derulat. De-a lungul timpului a existat programul de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, a existat programul de depistare precoce a cancerului de sân. Sunt niște programe de screening care sunt gestionate de către Ministerul Sănătății și care au avut destul de mare audiență în rândul publicului. Mă refer mai ales la cel care a fost pentru depistarea precoce a cancerului de col. Au existat caravane și la nivelul județului Satu Mare. Institutul Oncologic din Cluj a avut o caravană atât în mediul urban cât și în mediul rural, unde au testat în vederea depistării, mă rog, a cancerului mamar, în primul rând, iar cele care au fost pentru cancerul de col uterin, depistarea lui precoce a acestei boli, s-au derulat prin furnizor, prin recoltare de test. Dar nu este ceva care să se facă constant. Să știi că aceste lucruri sunt urmărite în mod constant, sunt ținute sub supraveghere, sunt oarecum mobilizați oamenii, da, sunt și educați în ideea de a ști că sunt importante aceste testări regulate. Practic, până la urmă, tot la latitudinea omului ajunge, nu? Dacă merge, dacă nu merge, dacă își face investigația. Sigur, deci aici toate aceste programe de screening și toate aceste măsuri care au fost luate prin introducerea în pachetul de servicii a unor noi servicii tocmai dedicate acestui tip de situație sunt făcute tocmai în vederea responsabilizării și a conștientizării faptului că fiecare dintre noi trebuie să avem grijă de sănătate și mai ales să ne prezentăm la acele consultații care ar putea să ne identifice o problemă de sănătate care poate să nu aibă simptome, poate să nu aibă manifestare imediată, ci manifestarea să fie în timp și uneori destul de târziu. Sigur că aceste programe de screening presupun, din ceea ce am văzut eu și din ceea ce știu eu din derularea lor, nu se derulează prin Casa de Asigurări de Sănătate și în aceste condiții informația nu mi este chiar foarte la îndemână. Dar cu siguranță pot să vă zic că este o desfășurare logistică extrem de mare, are o acoperire teritorială foarte mare, este nevoie de o finanțare pe măsură și noi ne bucurăm că au fost derulate pentru că au fost identificate multe cazuri noi. Și în cazul în care nu judecăm, cel puțin este opinia mea, nu judecăm acest program din prisma rezultatului, ci îl judecăm din prisma faptului că creăm posibilitatea de investigare unei mase mari de pacienți. Asta este prima asta și verificăm starea de sănătate a populației. Asta este obiectivul din punctul meu de vedere cel mai mare. Adică cel mai important și în același timp are și rol educativ. Am întrebat acest lucru, că poate ar fi fost mult mai bine să fie cuprins în programe naționale bine stabilite, care să fie prin Casa de Asigurări de Sănătate, să fie decontate, dar în așa fel făcute încât cumva să fie mobilizați oamenii. Orice obicei presupune până ți-l formezi o perioadă anume. Deci dacă aceste programe ar fi asigurate în mod constant și ar fi alocate fonduri și oamenii s-ar obișnui ar avea în practica lor, da, de anuală, să zic așa, în vedere că trebuie să ajungă la medic pentru investigațiile respective. Acum vorbim de niște etape. Sigur că pentru pacientul asigurat aceste consultații periodice și preventive, ele au fost cuprinse în pachetul nostru
de bază dintotdeauna. De exemplu, dintotdeauna am primit recomandări de la medicii noștri de familie că orice persoană peste orice persoană feminină peste vârsta de trebuie să meargă la 2 ani să-și facă o testare, Papa Nicolau, Babeș Papa Nicolau, peste 30 de lei este bine să facă la 2 ani o mamografie. Și da, ele erau la îndemână. Tot în cabinetul privat. Pentru că ca să ajungi la o programare la ambulatoriu, până o faci, ai acolo lista de 2-3 luni. Depinde. Și nici nu ajungi să fii văzut în mod constant de același medic. Depinde pe cine nimerești. Cum nimerești. Dar acum este adevărat că fiind vorba de o problemă care este de prevenție, sigur că poate așteptarea nu este același lucru ca o situație mai specială în care există suspiciuni reale legate de... Adică eu ce vreau să scot în evidență este foarte important dacă o faci tu conștient fiind că starea ta de sănătate este bună fără să ai, sau de exemplu dacă deja ai fost la o consultație de prevenție a medicului și medicul a zis ai un risc pentru o anumită boală. Și atunci, normal că atunci gradul de urgență al investigațiilor este unul care diferă de la un caz la altul. Dar, indiferent de situație, este bine ca aceste investigații să fie făcute. Este bine ca, așa cum a spus dumneavoastră, atunci când ai un medic curant să poți să beneficiezi în continuare de consultații la același medic. Deși în mod normal lucrul ăsta nu este neapărat definitoriu, pentru că până la urmă, odată ce ai rezultatele investigațiilor și ai rezultate, filmele de la mamografie și ai tot ce trebuie, este suficient să le duci cu tine atunci când mergi la o consultație, chiar dacă ești pentru prima dată la un alt medic, pentru că el în istoric poate să facă comparații și să vadă starea prezentă față de starea de la ultima investigație făcută. Da, eu spuneam doar atât că poate ar trebui să le lărgit acest acces la servicii, mai ales pentru cei asigurați, da, care își plătesc dările pentru a beneficia de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, deci fiind sunt niște investigații anuale sau odată la 2 ani, se poate beneficia de ele gratuit și nu totdeauna prin intermediul cabinetelor private. Deci aici eu vin și repet, partea aceasta de investigații, până la urmă e vorba de acele investigații de înaltă performanță care sunt nu neapărat mamografiile, dar e vorba de un RMN, de un CT. Lucrurile s-au schimbat de-a lungul timpului. Pentru multe categorii de persoane, mai ales cele cu boli cronice, știți că nu mai există listă de așteptare. Deci orice pacient cu o boală cronică care primește un bilet de trimitere în vederea monitorizării stării lui de sănătate are posibilitatea să se adreseze oricărui furnizor în relație contractuală cu casa și acel furnizor are obligația să îi facă o programare în maximum 5 zile de la data când îi se adresează. Mai ales că acești bani sau decontarea acestor servicii mai degrabă nu este legată de valoarea de contract a furnizorului. Deci ea poate să vină în plus față de ceea ce are, dacă nu încape în valoarea de contract lunară semnată cu noi. Și care ar trebui să fie abordarea în cazul persoanelor care sunt în câmpul muncii, se doresc să-și mențină starea de sănătate, da, printr-o supraveghere a stărilor în contextul în care l-ați expus dumneavoastră, astfel încât să nu stea cu lunile ca să poată beneficia de o investigație compensată. Deci, până la urmă, pachetul... oamenii aceștia vor să muncească, nu să stea toată ziua pe la uși, să aștepte cu listă de așteptare și așa mai departe. Dacă vrei să-l menții în câmpul muncii și îl dorești sănătos, atunci îi pui la dispoziție servicii de sănătate rapid, ca să nu stea să aștepte. Bun. Deci, știți, totul pornește de la cabinetul medicului de familie. Până la urmă, toată această prevenție, care pentru persoanele asigurate este
Noi am discutat înainte despre persoanele neasigurate. Acum eu vorbesc despre persoanele asigurate. Pachetele sunt mai consistente pentru persoanele asigurate. Deci dacă pornești la medicul de familie, că până la urmă de acolo pornești și dorești să faci o evaluare, medicul o face, el și mai departe pe traseul specific sistemului de asigurări poți să beneficiezi de consultații de specialitate acolo unde există o suspiciune, că aici vorbim de bolile cronice sau de o eventuală suspiciune pentru o boală cronică în general, nu neapărat pentru partea de oncologie. Sigur că pentru partea de oncologie este extrem de important și aici s-a pus un accent foarte mare pentru că s-a dorit ca prin tot acest parcurs din momentul suspiciunii și până la momentul diagnosticului să nu treacă 28 de zile. Scurtarea intervalului între suspiciune și confirmare sau infirmare a diagnosticului. Dar revin la idee. În condițiile în care vorbim de bolile cronice în general, absolut toate serviciile de care poate să beneficieze un asigurat. De exemplu, pentru partea de prevenție, pentru identificarea acelei suspiciuni, medicul de familie completează acel bilet de prevenție pentru categoriile de persoane asigurate, unde de asemenea nu există niciun motiv să nu beneficiezi de acele analize de laborator pe pachetul de prevenție, pentru că și ele sunt suportate dintr-un fond distinct, în plus. Deci nu există motiv de listă de așteptare și de a aștepta. Deci în momentul în care te prezinți cu acel bilet de prevenție, orice laborator în contract cu noi este, poate să-l ia și este obligat de fapt să-l ia și să proceseze serviciile care sunt nominalizate. E bine de știut, ca să poată și telespectatorii, ca cei care ne urmăresc, să știe ce să discută cu medicul de familie în momentul când se prezintă la cabinet. Fie că este vorba despre neasigurat, fie că este vorba despre asigurat. Da, îmi pare foarte bine că ne-am întâlnit astăzi și că abordăm aceste subiecte, pentru că informarea pacienților este foarte importantă, iar această informare trebuie completată la nivelul cabinetului de medicină de familie. Până la urmă, medicul de familie este cel care poate să-l direcționeze și poate să-l informeze foarte punctual vis-a-vis de starea fiecărui pacient în parte. Dar faptul că asigurații, neasigurații, pacienții, persoanele din județul nostru cunosc astfel de informații, asta înseamnă un plus. Și cu cât ajung aceste informații mai repede, cu atât implementarea tuturor acestor servicii este mai ușoară. De exemplu, au fost pacienți care ne-au semnalat faptul că ei nu știau, de exemplu, că și nu au fost informați. Acum noi am crezut pe cuvânt că ce poți să faci? Să faci pe detectivul? Noi am crezut pe cuvânt. Nu au fost informați că ar putea beneficia de un set de analiză în regim de urgență. Deci dacă e o problemă care se suspicionează că e la mijloc acolo, rămâne la latitudinea medicului de familie să poată să ceară analize de laborator în regim de urgență. Nu știau oamenii că se poate și așa ceva. Știți, ai nevoie de analize medicale în cel puțin trei situații care îmi vin mie acum repede. Deci e vorba de atunci când ești într-o situație de sănătate, într-un puseu acut de boală, oricare ar fi ea, și pentru ca medicul să-ți poată stabili cu certitudine un diagnostic și să-ți poată stabili o terapie, are nevoie de niște investigații care să-l ghideze, este normal și firesc, sigur, dar pe biletul de trimitere există o rubrică unde scrie urgență sau nu. De asemenea, ai nevoie de o evaluare a stării de sănătate atunci când tu ești în evidența medicului de familie cu o boală cronică. Dacă ești în evidență cu boală cronică, atunci nu mai poate să fie vorba de o urgență sau, mă rog, poate niște cazuri mai speciale în care avem de-a face cu o decompensare a unei boli cronice într-o situație în care se deteriorează starea de sănătate. Și atunci, pe de o parte, vorbim de etapa 1, prevenția,
Vorbim de etapa a doua, când există o problemă de sănătate acută, și vorbim de etapa a trei, când deja ești confirmat cu o boală cronică și ai nevoie de evaluare periodică. Pentru că fiecare boală cronică are nevoie de la medicul de familie și de la medicul de specialitate de o evaluare de etapă, în funcție de cum consideră medicul că ai nevoie de control. La 3 luni, la 6 luni, la un an. Dar aici intervin specialiștii în partea de medicii care vin și stabilesc cu certitudine toate aceste aspecte. Din punct de vedere a accesului la servicii medicale, în momentul de față, câți furnizori de servicii medicale aveți? Dacă s-a îmbogățit lista furnizorilor de servicii medicale în ultimul an sau... Deci în ultimii 2 ani pot să zic că s-au îmbunătățit foarte mult pachetele de servicii medicale. Adică ceea ce un asigurat, și uitați în niște cazuri mai speciale și neasigurații, pot să acceseze în sistemul de asigurări sociale de sănătate niște servicii. Dar ca și număr de furnizori, noi avem numărul nostru de furnizori a rămas cam constant. Sigur că lucrurile diferă de la un domeniu de asistență la altul. La medicina de familie nu am avut diferențe foarte mari, adică numărul de contracte a rămas cam același. Pe partea de ambulator de specialitate clinic, aici am mai avut, să zicem, câteva specialități care au intrat, dar nu erau noi. Adică au crescut numărul de, să zicem, de cabinete care furnizează consultații de specialitate într-o anumită specialitate. Pe partea de laboratoare chiar nu am avut furnizori noi, aceiași furnizori care au fost în ultimii ani. În rest, nu știu dacă... Iar ca și finanțare? Ca și finanțare, deci, cum să vă spun, sigur că lucrurile de regulă, și asta este important de spus, în momentul în care se implementează un pachet nou și în momentul în care apar servicii noi sau apar elemente de noutate, cum este acest PNCC, nu poate să fie implementat din punct de vedere legal dacă nu există și sursă de finanțare în spatele care să susțină aceste servicii. Nu am avut niciun motiv să... Nu. Chiar de la începutul anului și până acum, poate la începutul anului am avut, până când s-au aprobat bugetele, până am avut poate mici întârzieri, dar pe parcursul anului ne-am reglat. Și pot să vă zic că în ceea ce privește furnizorii de servicii medicale, nu avem obligații de plată restante. Suntem la scadență cu toate și avem speranța că acest lucru va continua până la sfârșitul anului și vom închide anul cu bine, din punct de vedere financiar. Pe partea de plăți, vorbim despre unitățile sanitare cu paturi, care este de fapt ponderea? Spre ce merge mare parte a banilor pe care prin care faceți plăți spitalelor? Deci, din bugetul nostru, care este repartizat cu sume pentru fiecare domeniu de asistență medicală, bineînțeles că peste 50%, sper să nu greșesc, că nu mi-am făcut calcule recente acum la 9 luni. Oricum, e clar, finanțarea cea mai consistentă o prime spitalele. Pe urmă sunt medicamentele și pe urmă restul. Iar la spitale, pe ce anume predomină finanțarea? Cât din ea este pentru salarii, cât din ea rămâne pentru medicamente și... Păi asta eu nu... Astea sunt, cum să vă spun... Deci componenta contractului cu spitalele are... Componența contractului cu spitalele cuprinde două contracte distincte. Avem unul de servicii medicale contractate pentru spitalizare, care înseamnă spitalizare de continuă, spitalizare de zi pentru cazuri acute, pentru cazuri cronice, cu specificul lor de calcul și de decontare. Și mai avem acel contract prin care noi lunar plătim spitalelor
diferența sau, mă rog, influențele de natură salarială care au apărut toată cu noua legere, legea salarizării personalului din sănătate. Noi nu, din banii pe care îi primesc spitalele, de acolo ei folosesc pentru cheltuieli de personal, pentru cheltuieli cu medicamentele, pentru toate cheltuielile cu caracter funcțional pe care o unitate sanitară le gestionează. Îi fac niște note de fundamentare în momentul când solicită plata serviciilor și... Nu fac o notă de fundamentare, pentru că aceste note de fundamentare, dar care nu au neapărat un substrat financiar contabil, ca să zic, decât în situația, să zicem, a cazurilor de tarif pe zi de spitalizare în cazul bolilor, secțiilor de cronici, există în legislația specifică, există niște algoritme speciale de calcul care au în vedere numărul de paturi contractabile, durata optimă de spitalizare și tariful pe zi de spitalizare. Deci noi, după ce stabilim numărul de paturi contractabile cu fiecare spital, aplicăm acest algoritm de calcul și contractăm cazuri și servicii medicale. Și atunci asta este. Iar acum, pentru că mai este doar o lună până la finalul anului, ce ar trebui să știe cei care ne urmăresc despre accesul la servicii? Vor putea să beneficieze în continuare de servicii fără să aibă în vedere, nu știu, programări îndelungate, acces la medicamente și... Deci, în ceea ce privește accesul la medicamente, pot să spun fără niciun fel de rezervă că, cu siguranță, tot ceea ce înseamnă rețetă compensată gratuit pe lista ABC cu grad de compensare stabilit de cadru normativ, vor fi eliberate de către farmacii. Nu există niciun fel de restricție, cu atât mai mult cu cât am și văzut cheltuielile cu medicamentele pentru consumul de medicamente, de fapt, în luna octombrie a fost mai mare, datorită și faptului că odată cu venirea anotimpului rece deja apar virozele, apar tot felul de situații de genul în care au nevoie de terapie specifică. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu avem niciun fel de probleme. Nu avem probleme nici pentru medicamentele pentru orice boală acută, nu avem probleme nici cu eliberarea medicamentelor pentru boli cronice, nu avem probleme nici cu eliberarea medicamentelor din programele naționale curative, respectiv oncologie, diabet, boli rare și așa mai departe. Deci asta este clar și nu am niciun dubiu. De asemenea, nu există niciun fel de problemă legată de accesul la medicina de familie. Nu există, din punct de vedere al finanțării, nu există nicio problemă legată de accesul în partea de ambulator. Bineînțeles, aici cu rezerva faptului că dacă la nivelul județului nostru avem niște specialități deficitare și avem puțin furnizori, atunci intervalul de așteptare și de programare, pentru că un medic nu poate să facă 100 de consultații pe zi și nu este normal așa ceva într-un program de lucru și ca să asigure o calitate a serviciului pe care îl furnizează pacientului. Deci noi avem prin contract stabilite 28 de consultații pe zi și atunci, da, este posibil să existe o problemă legată de programare. Dar asta nu are legătură neapărat cu finanțarea, cât are legătura cu numărul de furnizori pe care noi avem în contract pe anumite specialități, că nici aici nu e valabil pentru toate. E bine de știut acest lucru. Ne aflăm la finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați adus în atenția telespectatorilor noștri și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, vă dorim numai bine și să rămâneți în continuare cu Informația TV. Toate cele bune!